Clubul de seară cu Toader Păun la Europa FM. Bună seara și bine v-am găsit în cel mai mare club din România, Clubul de seară la Europa FM. Mi-a fost dor de o vorbă prietenoasă, spusă de un om tare, tare cald, venit de la Cluj special în această seară, în Clubul de seară la Europa FM, ca să ne aducă cea mai nouă piesă, Hara. O auzim împreună pentru prima dată în Clubul de seară, la finalul acestei ore și tot în premieră absolută la finalul acestei ore. Puteți să vedeți și videoclipul acestei piese, cu totul și cu totul senzațional, pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Sunt alături de un artist care a înscris foarte, foarte multe piese speciale în sufletele noastre și face asta de destul de mulți ani, ca să se prindă cum stau lucrurile cu muzica și mai ales cum ar trebui să stea lucrurile cu muzica. Flavius Buzilă, liderul trupei Hara în studioul Europa FM, bun venit! Te salut, Edi, mulțumesc tare mult pentru invitație și ție și întregii găști faine de aici de la Europa FM. Mi-era dor de voi, mi-era dor să fiu aici să povestim. În primul rând, câți ani are Hara? Mi se pare că aveți o viață de om de când sunteți pe scenă. Hara a făcut majoratul anul ăsta. Avem 18 ani, mulțumim. Ai dreptate, dar eu zic că suntem la fel de tineri și frumoși, dacă nu chiar și mai tineri și frumoși și talentați. Și ne la locul lor, ca să zic așa, pentru că vă găsiți locul peste tot unde vă plimbați. Nu cu toate țiglele pe casă, cum se spune. Da, dacă tu vrei să-i spui așa. Așa, da. Ce mai face Hara? Am auzit că pregătiți un album. Aveți acum o piesă foarte frumoasă, se numește Roller Coaster și la finalul orei vă spun că merită să o ascultați. Și în ultima vreme te-am văzut pe pagina de Facebook plimbându-te prin toate colțurile țării cu un proiect tare interesant, o stă pentru România, nici nu știu cu ce să începem. Cu ce a trebuit să începem? Păi uite, hai să începem cu o stă pentru România, ca să facem o legătură cu anul trecut. Eu personal și cu gașca din Asociația Hara ne ocupăm și de organizări de evenimente, mai exact de evenimente altfel, pentru că am spus, măi, dacă tot ne ocupăm cu muzica și vrem să facem lucrurile într-un anumit fel, cred că a venit momentul să și am simțit de fapt în public, a venit momentul să se facă în România și alte feluri de evenimente. Ce înseamnă evenimentul ăsta, asta pentru România, mai precis? L-am gândit din anul 2017, mai exact. L-am gândit pentru anul centenar, pentru 2018, și am spus cum ar fi ca pe scenă să fie 100 de artiști din 4 generații diferite, artiști români, care de data asta să nu cânte fiecare cu trupa lui, ci pur și simplu să cânte împreună toți deodată. Și exact cum te uiți tu la mine acum, așa s-au uitat și colegii mei. Și ce ai ieșit? Și au spus, mă, ești nebun? Da, sună foarte zis, bine. Da. Da, mă cunoașteți, sunt nebun. Da, sună foarte bine și hai să începem să facem nebunia asta. Bineînțeles că a fost o foarte mare provocare și artistic și tehnic. Dar știi cum se spune, oamenii la fel se atrag, oamenii cu energii la fel au așa un magnetism unul pentru celălalt și practic ne-am unit din punctul meu de vedere mai ușor decât aș fi crezut, cu mulți artiști foarte faini din România și cu o gașcă foarte faină de la Academia de Muzică din Cluj, Gheorghe Dima, condusă de dirijorul Răzvan Metea, pe care eu îl numesc fratele meu din altă viață, probabil. Flavius, până când să ajungem la noua piesă Roller Coaster lansată de Hara, o să o luăm așa, cătinel de la începuturi. Da. Cum ai început să faci muzică? Cum v-ați întâlnit acolo în trupa Hara și cum v-ați reunit? Iar la final, momentul culminant în care o să dăm play piesei. Până atunci însă, ia să vedem ce au mai făcut prietenii noștri în matinal, George, Vlad și Luca. Hai să auzim. Trebuie să te opresc din vorbă, că o să ne mergim foarte mult. Da, lasă că o să dau mai scurt. O să dau mai scurt, nu e problemă. Mai puteți? V-am văzut peste tot alergând. Da. Câte orașe ați făcut până acum din turul ăsta de forță? 5 orașe. D-abia a început practic turul, nu? Am început anul trecut. Ați început cu 4, anul ăsta am făcut 1, weekendul trecut. Și ce mai urmează? Urmează Iași, urmează Sibiu, urmează Cluj, București, Timișoara. Da, cu alte cuvinte, aveți treabă multă. Treabă multă, da. Și ce artiști au acceptat provocarea asta voastră? Hitman, Cristi Minculescu, Mircea Baniciu, Ștefan Boldijar de la Semnalem, Călin Goia de la Voltaj, Cornel Ilie de la Vanc, Adi Despot de la Vița,
Romania Gupov de la Zdob și Zdub. Da, practic din toate genurile muzicale, tot felul de combinații. Exact. Și toate piesele sunt reorchestrate pentru o gașcă de 100 de oameni, că e o trupă foarte mare între 100 de oameni, unde sunt și oameni de trupă, genul de bas și așa, dar și orchestră sinfonică. Foarte tare. Da. Și reacțiile oamenilor în momentul în care vă văd... Peste așteptări. Deci merită să mai schimbăm două vorbe, o să fiu mai scurt cu asta și după aia intrăm în istoria Hara și în ce spui tu. Nu știu ce face colegul meu Bogdan acolo, dar nu face bine ceea ce face. Vine un pic Bogdan lângă mine, te rog mult de tot. Bogdan este colegul nostru care ne filmează în acest moment și este Facebook-ul foarte sensibil la ceea ce înseamnă muzică. Să avem grijă, te rog frumos, ajută-mă tu să închidem căștile de pe partea asta la altă, că se aude. Mulțumesc mult. Vrei să pun și eu căști? Nu, pentru că ne auzim natural în momentul ăsta oamenii care sunt acasă ne urmăresc. Un pic. O să te iau de la începuturile trupei. Da. Tu îți mai amintești cum v-ați întâlnit? E normal. Normal și pauză? Cum v-ați întâlnit? Non-stop suntem live. Asta te-am avertizat de la început. Am înțeles. Păi a fost o întreagă nebunie. Am scris o piesă pe când eram doar singur. Și am zis, eu vreau să fac o trupă. Și am fost la un post de radio din Cluj și am dus piesa. Și am spus, asta este trupa mea. Și am ieșit după aceea pe ușa afară, pentru că eram terminat de emoție. Oamenii de acolo au ascultat piesa. În momentul când am ajuns eu acasă, deja difuzau piesa mea și au spus, a venit un băiat, ne-a dat o piesă care sună foarte bine, se numește Lasă, dar nu ne-a spus se numește trupa. Și cine e trupa? Și de unde sunt? Că n-am înțeles nimic. Îl rugăm să revină sau să ne sune, pentru că piesa sună foarte cumva bine. În momentul am intrat într-o mare panică, pentru că mi-am dat seama că nu am de fapt o trupă. Mi-am sunat niște foști colegi muzicieni cu care am încropit imediat o primă formulă de trupă. Aveam o pisică care se numea Hara și care, în mod normal, era foarte cuminte, dar în momentul ăla, nu știu ce avea, mă tot zgâria, venea pe mine, nu știu, pleacă de aici Hara în sus, Hara în jos, mi-au să aminte ce înseamnă Hara, centru de energie, vitalitate, centru emoțiilor, a sentimentelor, am zis, mamă, merge foarte bine cu ceea ce vreau să fac. Și i-am sunat pe oameni și le-am spus, trupa se numește Hara, oamenii m-au luat mișto, și Kiri când vine, și Lambie de la Hara Lambie e cu voi în trupă și așa mai departe, dar deci, aici am început toată treaba. Pisica ta a fost nașa. Pisica mea a fost un fel de nașă mascotă, cum vrei să spui, o pisică persană superbă, neagră, așa cu portocalii, parcă văd și acum. Deci asta a fost practic momentul de început. După care am scos o primă piesă, am și venit repede cu ea la București, era atunci Atomic TV, dacă mai ții minte, TV ca lumea, ce vremuri, și oamenii s-au oferit să ne filmeze primul videoclip, au venit la noi la Cluj, Bistrița, am filmat acolo primul videoclip, mi-aduc aminte și acum că practic l-am plătit din salariul meu de profesor, eram profesor de engleză atunci. Tu ești originar din Cluj sau de din unde? Bistrița, din Bistrița? Loc, da, din Bistrița, dar eram profesor de engleză la Cluj în perioada respectivă. Ei, îți dai seama ce fețe au făcut elevii și colegii mei după ce au început să mă vadă pe Atomic și intram și în sala de clasă cu catalogul sub braț. A fost o super experiență. Cam asta a fost așa pe scurt începuturile Hara, după care, bineînțeles, au venit și alți băieți, trupa a evoluat și am trecut într-o altă formulă mai bine închegată, mai profesionistă și așa mai departe. Asta se întâmpla, cum spuneam, acum vreo 18 ani în urmă. Foarte tare, frumoasă poveste. Mă uit un pic și la mesaje, că ziceam că e sensibil la muzică și am senzația că nu reușim să ajungem la toată lumea în momentul ăsta, pentru că Facebook-ul a simțit un pic din muzică. Da. Doar asta să confirm că reușim să dăm acel videoclip să vadă foarte multă lume. Foarte faine imaginile. Nu știu cum ai rezistat să faceți cadrele alea. Cum se numesc? S-a plimbat o cameră în jurul tău? Ce ați făcut practic? Da, exact. Au fost mai multe tehnici folosite de Titus și de David, pionii principali în producția videoclipului. Niște oameni la fel de nebuni ca și mine și ca și noi, pentru că altfel nu reușeam. Cum îți spuneam, Teddy, și experiența videoclipului a fost tot așa ca un fel de roller coaster. Practic am început de undeva și am ajuns în niște puncte unde nu ne așteptam să ajungem. Noi lăsăm și foarte mult loc improvizației, de fapt, și în show-urile noastre live, dar și în filmări, pentru că am văzut că așa funcționează, să prinzi energia și să prinzi emoția de moment.
Și am filmat în foarte multe locuri interesante. Am filmat, de exemplu, la Râpa Roșie, lângă Sebeș, unde nu programasem, de fapt, nicio filmare, dar fix cu o zi înainte să credem că terminăm filmările, am văzut locația respectivă și am spus, Doamne, ce locuri frumoase există în țara asta, de care nici nu știm, deși eu unul mă laud că sunt destul de umblat prin țară. Uite, de locul ăsta frumos chiar nu știam, sau mă rog, nu știam la modul ăsta. Și ne-au ajutat oamenii de la Centrul de Cultură din Sebeș, cărora le mulțumesc, să ajungem acolo și să facem niște filmări extraordinare. Zici că e undeva în Marele Canion din Statele Unite. Și se și spune de altfel Micul Canion, pentru că are o dimensiune mult mai mică, dar locul este absolut spectaculos. Tocmai am aflat că trupa Haram și-a luat numele de la o pisicuță tare simpatică, care a devenit la un moment dat destul de neastâmpărată. Și exact, da. Uite cum v-ați găsit voi botezul. E greu să faci muzică în România, în general? Sunt foarte mulți oameni care se plâng că nu e tocmai simplu să reziști pe piața asta. Voi v-ați sărbătorit majoratul, 18 ani. Închipui că ai putea să răspunzi la întrebarea asta. Da, uite că tema serii este titlul piesei, Roller Coaster. Exact asta a fost și istoria noastră. Cred că este și istoria multor trupe, de altfel. Nu pot să spun că e ușor. Acum trebuie să și definești greu sau ușor. Este foarte provocator, într-adevăr. Au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu și trebuie să recunosc lucrul ăsta. Nu ne-am gândit niciodată să renunțăm, sau, mă rog, eu cel puțin niciodată nu m-am gândit să renunț la visul ăsta frumos care se numește Hara. Dar au fost multe momente în care parcă nu ne găseam drumul sau nu știam ce se întâmplă sau parcă nu ne găseam locul. Dar au fost momente trecătoare, am mers înainte. Trebuie să fii foarte determinat să faci lucrul ăsta și cred că nu numai în România. Într-adevăr, în România este puțin mai greu, pentru că nu știu dacă noi avem neapărat o industrie muzicală în adevăratul sens al cuvântului. Sunt atâția artiști și foarte mulți care se duc în afară. Chiar astăzi citeam că Ina are o piesă folosită într-un serial produs de Eva Longoria, ceea ce mi se pare foarte tare și probabil că simte și ea cumva financiar lucrul ăsta. Da, uite, mie îmi pare rău cumva că eu nu am fost destul de mare, ca să spun, că atunci când am primit primele premii internaționale, pentru că și Hara a făcut niște premiere în România, bineînțeles mai puțin cunoscute, poate n-am și noi destul să le promovăm atunci, am câștigat chiar la VH1 în Statele Unite de două ori locul 1 la concursul lor de creație online, Song of the Year, și poate era un moment prielnic atunci să încercăm o mai puternic o carieră internațională, dar nu e târziu nici acum. Până la urmă, cred că totul se reduce la a face muzica pe care o simți. Astăzi, având și internetul și media fiind mult mai deschise, cred că faci ce simți și îți găsești până la urmă oamenii care rezonează cu tine. Pentru că până la urmă, oricum ai vrea să o dai, muzica este ceva subiectiv. E pe gusturi. E ceva ce trebuie să-ți placă, să te atingă sau nu. Nu poate muzica Hara să le placă tuturor, cum muzica altor trupe la fel nu poate să placă tuturor. Bineînțeles, voi ce muzică ascultați? Bineînțeles că își dorești să... Eu ascult muzică foarte variată. De la drum and bass până la folclor, aș putea să spun. În liceu eram rocker 100%. Văd după plete. După plete. Asta este reminiscența anilor de liceu. Da. Și eram în conflict cu depeșarii, cum era atunci, sau cu ceas care ascultau rap. Între timp mi-a trecut microbul ăsta, ascult în continuare cu foarte mult drag rock, dar am descoperit foarte multă artă și bucurie și în multe alte genuri muzicale. Din cauza asta, până și Hara este destul de greu de definit, așa să zicem, sau să o bagi foarte clar într-un gen muzical, pentru că nouă ne-a plăcut întotdeauna să experimentăm și să facem muzică, punct. Muzică. Ne place să facem muzică, să ajungem cu mesajele noastre la oameni, și atunci mi-am dat seama că stilul în care faci lucrul ăsta ar trebui să fie cumva în slujba emoției și nu invers. Adică nu mă setez, gata, fac stilul ăsta muzical și atât. Nu, eu vreau să transmit o emoție și emoția aia o pot îmbrăca în stilul care se potrivește cel mai bine. Flavius Buzilă în clubul de seară la Europa FM. Suntem împreună și în fața unei premiere. O să lansăm în foarte scurt timp noua piesă Hara, se numește Roller Coaster și o să-i vedeți și în premieră absolută și videoclipul pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Până atunci însă, hai să vedem cum s-a mai scris istoria în muzică într-o zi de 20 mai. Ne ajută Andrei Paleu.
Așa, și am revenit și de data asta ne vede toată lumea, îi se întâmplă ok lucrurile și pe Facebook. Cred că de la furtună te zici. Da, se întâmplă. Sau de la șoferii pe care i-ai depășit un viteză să vină aici. Au transmis niște energii. Niște energii frumoase. Tu te miști mai repede decât noi, nu se poate așa ceva. Nu ți se pare cam mare nebunia în București față de Cluj? Păi am locuit în București până acum 2 ani de zile non-stop. Acum, într-adevăr, mi-am stabilit sediul la Cluj. Ba da, de fiecare dată când vin, deși vin foarte des, cam săptămânal aș putea să spun, în București, parcă mi se pare tot mai mare nebunia și tot mai stresantă și mi se pare că se pierde foarte mult timp în trafic în continuare. Și Clujul s-a aglomerat destul de mult în ultimul timp, dar totuși față de București mi se pare extrem, extrem. Bine, te-aș întreba unde te simți acasă, dar abonez că având familia în Cluj. Da, normal, unde ți-e familia, acolo este și acasă, întotdeauna, dar să știi că datorită oamenilor care ne iubesc muzica am ajuns să mă simt acasă în multe locuri din țară. Și ăsta este un lucru foarte, foarte plăcut. Știi, asta este cumva unul din beneficiile muncii de artist, să zicem, știi, sau binecuvântarea faptului că faci muzică, da. Cum se spunea, suntem peste tot acasă, nu? Asta era într-un imn al unei echipe de fotbal. Poate nu chiar peste tot, dar până la urmă oamenii te fac să te simți acasă. Și despre asta este vorba. Noi suntem foarte bine primiți în multe locuri din țară. Voi când ați lansat ultimul album? Album am lansat în 2008. Știi că e întrebare capcană, pentru că ziceam, dacă tu stai să te gândești când ai lansat ultimul album, da. Restul oamenilor ce zic. Da. De ce pauza asta atât de lungă? O pauză foarte lungă, pentru că cumva ne-am dus cu... hai să nu zic trendul, că poate nu sună foarte bine. Ideea este că cam din 2008-2009... nu prea s-au mai lansat albume, s-au lansat mai mult single-uri. Poate mici colecții și așa. Nu mai crezi în puterea unui album? Sau? Ba da. Și tocmai de asta anul ăsta vrem să lansăm albumul de care îți vorbeam. Ba, cred în puterea unui album. Mi-am dat seama că, până la urmă, identitatea unei trupe este dată de albume. Single-uri, să scoți așa doar single după single, este ușor mai consumistic, așa. Adică merge cu vremurile, într-adevăr, foarte bine. Lumea este foarte dinamică, foarte pe fugă, totul este pe fast forward astăzi. Consumăm repede o piesă, mâine trecem la următoarea. Parcă simți că lumea nu mai are răbdare cu albume de concept, să zicem. Dar să știi că încetul cu încetul oamenii și chiar tinerii revin la lucrul ăsta, își doresc să găsească și altceva, nu numai... o muzică care le intre prin urechea dreaptă, le iese prin urechea stângă și gata, a trecut și după 3 zile nu mai ține minte, ci ceva să le trezească emoție, poate și peste 5 ani și peste 10 ani. Și aici, într-adevăr, intervine albumul. Album nu doar ca o colecție de cântece, ci pur și simplu ca o idee. O idee, un concept, așa, un concept pe care vrei să-l dai mai departe. Și asta mi se pare mie cumva simbolul, dacă vrei, sau identitatea unei trupe. Trupele se identifică prin albume, într-adevăr, prin idei, prin concepte, prin mesajele pe care au de le transmis, nu doar prin simple refrene pe care le cântăm o vară, punct. Ți se pare mai complicat să faci evenimente sau să faci muzică? Fiecare e complicat în felul lui, știi? Când fac evenimente am senzația că e mai ușor să fac muzică și când fac muzică... am senzația că e mai ușor să fac evenimente. Se completează foarte bine. Pentru că atunci când m-am apucat să fac evenimente, eu de fapt porneam din partea cealaltă a baricadei, știi? De obicei sunt organizatori într-o parte, artiști într-o parte, știi? Și fiecare... Bine, cumva reușesc să-i înțeleg și pe ceilalți. Exact. Eu fiind în primul rând om de scenă, am știut din start ce și-ar dori un artist în momentul în care vine pe scenă și... setup-ul și infrastructura de caviar, care... șampanie, limuzină, de-astea. tot ce se poartă acolo, ca artistul să se simtă bine și să-și transmită energia publicului. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, mi-a fost foarte ușor, pentru că le aveam deja, știam, trăind în mediul ăsta. Din nou, dorindu-mi foarte mult să fac concepte și să transmit mai mult idei decât pur și simplu să fac un eveniment, automat toate evenimentele pe care le-am făcut au avut personalitate și au ajuns să fie foarte apreciate de oameni tocmai pentru chestia asta, că înseamnă altceva. Facem la Cluj, Cluj Symphony Experience, de exemplu. Este singurul festival de fusion din România unde artiști din toate genurile muzicale cântă cu orchestre simfonice. Este o provocare pe care le-o lansăm și artiștilor și publicului. Deși
nu au avut niște bugete enorme să investim în special în publicitate. Piața Unirii din Cluj, de exemplu, în fiecare an este arhiplină la evenimentele noastre. Am vorbit de 100 pentru România, unde avem 100 de artiști pe scenă care cântă toți deodată. Deci avem mai mulți toboșari, mai mulți basiști, mai mulți chitariști, dar și o super orchestră simfonică. Din nou, o mare, mare provocare pentru sunetiști, pentru tehnicieni, pentru artiști, pentru public. Pentru că, și publicul, să vedem ce fac oamenii ăștia acolo, e doar așa de fanfaronadă pe Facebook sau chiar ne transmit ceva. Ei, și reacțiile pe care le-am avut au fost pur și simplu peste așteptări, ne-au copleșit. Și asta m-a făcut să înțeleg că oamenii în România chiar așteaptă producții de genul ăsta. Vezi și tu că vin artiștii de afară cu niște super producții și ne îngrămădim cu toți acolo și parcă atunci când ne întoarcem la artiștii români, se pare normal să-i vedem tot pe aceleași scene, la zilele orașelor, punct, știi? Bine, e vorba, trebuie spus, și de niște bugete și investiții, exact. Și mai ales de niște echipe, exact. Foarte mari. Dar eu cred că e și puțin invers, Teddy, adică până la urmă bugetele, investițiile vin din mentalitate, știi? Gândim cumva și atunci automat atragem. Normal că nu ne putem compara încă cu ce se întâmplă în afară, cu o istorie îndelungată, cu adevărată industrie muzicală care e acolo. Dar în același timp, având curaj, îndrăznind, convingând oameni, se poate. Asta am făcut și noi cu evenimentele noastre. Toate au început ca niște nebuni, ca niște blasfemii, aș putea să spun. Hai să povestim despre ele și la radio, te rog. Da. Revenim acum în direct. Suntem în continuare în clubul de seară la Europa FM. Ne pregătim pentru premiera Hara Roller Coaster și înainte să ascultăm piesa, cum v-ați gândit voi să lăsați așa să treacă 11 ani? Tocmai te întrebam mai devreme cât a trecut de la ultimul album și apoi să veniți cu piesa asta care să anunțe un nou material discografic. Apropo, câte piese va avea noul album? Nu am stabilit numărul exact de piese, dar cel puțin 10. Asta n-am stabilit numărul, exact. Dar cel puțin 10, da. Adică am stabilit un minim, ca să spun așa. Ok, și măcar aveți o piesă. Și măcar avem de fapt mai multe piese, pentru că sunt mai multe piese foarte apreciate de publicul nostru în ultimii 3-4 ani, pot să spun, care nu au apărut pe niciun album. Exact cum îți mărturiseam și ție și ai spus și tu acum, de 10-11 ani, noi practic n-am mai editat un album, în adevăratul sens al cuvântului, ci mai mult single-uri sau materiale promoționale sau așa mai departe. E, și de data asta vrem să venim cu un album în toată regula. El se va numi Emoticoin. Ok. Așa, am pornit de la ideea de emoticon și de la... Credeam că de la Bitcoin și vreți să vă faceți o monedă. Exact, un fel de monedă, da. Vezi și tu că până la urmă astăzi totul se transformă într-un fel de monede. Și inclusiv online vorbim mai mult prin emoticoane astăzi. Online sau știu eu, pe aplicații, pe smartphone-uri și așa mai departe. Muzica este în continuare cea care ne transmite emoție. Zic eu, cel mai bun vehicul, dacă vrei, care transmite emoție. Și eu am constatat și în organizarea evenimentelor pe care le fac și în piesele pe care le scriu sau în concertele noastre că muzica a reușit întotdeauna să ajungă acolo unde nimeni sau nimic altceva n-a reușit. Adică dacă te uiți inclusiv în politică sau în viața socială, ce poate să facă un refren sau o piesă? E perioada dinainte de alegeri și n-avem voie să vorbim, dar am văzut ce poate să facă o piesă, mai ales în politică. Exact, 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 exact. Acum depinde și cum o e, ce fel de piesă. Dar reușit să facă... Dar cred că este, și ce spui tu, este tot un argument în sprijinul teoriei mele, dacă vrei. Apropo de piese și de politică, mergi la vot? Absolut, absolut. Și eu scriu asta public și pe contul meu de Facebook și peste tot. Am fost foarte activ și în 2016 și am fost și foarte trist când am văzut prezența slabă la vot, mai ales în rândul tinerilor. Am încercat să convin cât mai multă lume să meargă la vot, bine, de ce? Nu forța, explicându-le, spunându-le, pentru că prin meseria mea am ajuns să cunosc foarte mulți oameni, și mulți oameni politici, oameni implicați în activitatea asta civică. Ca profesor, iarăși, am avut multe, multe de învățat și mi-am dat seama că ăsta era, de fapt, în 2016, dar este și acum,
un moment extrem de important. Știi, în România se tot vorbește de schimbare și că avem nevoie de schimbare și avem nevoie de schimbare, dar parcă toată lumea așteaptă schimbarea și nu o face. Ori asta am învățat, oameni buni, schimbarea se face, nu se așteaptă. Toți, fiecare, țara asta este un puzzle, fiecare dintre noi este o bucățică în puzzle-ul ăla. Dacă noi facem ca fiecare bucățică din acel puzzle să fie mai bună a doua zi, măcar cu 1%, automat întreg puzzle-ul ăla va fi mai bun. Și asta începe chiar cu un vot. Pentru că nu poți să fii indiferent la cine te conduce, unde te duce viața de mâine, sau, mă rog, după aceea să critici pe Facebook sau online și să spui că, mamă, ce țară nașpa avem noi sau ce prost trăim aici. Dar e mai simplu să faci asta. Exact. Dar n-am făcut nimic când am avut șansa să fac ceva. Există tot tipul argumentul ăsta, păi n-am cu cine să votez. Nu există niciodată candidatul perfect. Candidații, tot ei, vin tot dintre noi. Adică nu mai trebuie să existe ei și noi. Ai observat că tot timpul e o separație așa, între lumea politică și lumea noastră. Deci zici că dar stai, că asta nu e la politică, e peste tot. În momentul în care ceilalți fac ceva bun, suntem toți. Suntem toți, da. În momentul în care e ceva rău, ei. Ei și nu noi. Ei, ei până la urmă sunt dintre noi, că ne place să credem că nu. Asta este, prin votul nostru sau prin absența votului nostru, i-am pus pe ei acolo. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta de bază, vom merge din lecție în lecție până la urmă. Vom învăța, cum spune americanul, the hard way, în felul greu. Ori am putea învăța mult mai ușor din propriile exemple, din ce au pățit și frații noștri europeni, să le spunem așa, sau alte țări. Astăzi există deschidere, avem online, putem citi peste tot. Eu zic că ăsta este un prim pas foarte important pentru resetarea societății de care vorbește toată lumea. Nu îndemn pe nimeni să voteze un partid sau un altul, dar pur și simplu să-și exercite dreptul, bineînțeles, citind înainte, conștientizând, punând întrebări, trăgând candidatul ăla de guler și spunându-i, domnule, tu ce ai de gând să faci pentru mine? Ce? Uite, eu sunt student, asta îmi doresc eu, vreau să mai plec din țara asta, m-am săturat să plece toți colegii din țară. Apropo, colegii mei, 90%, colegii mei din liceu și din facultate sunt în afară. Probabil că sunt live cu noi acum pe Facebook și îi salutăm și le spunem că pot să voteze și ei acolo dacă și-au păstrat cetățenia. Exact. Bun, cu Flavius Buzilă, liderul trupei Hara, suntem în direct în clubul de seară și în câteva momente, în vreo 10 minute exact, o să dăm play noi piese Hara în premieră absolută. Puteți să-i vedeți și videoclipul pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Publicitate, las două piese, după care vorbim fix înainte de piesă, să o lăsăm așa de final, știi cum vorbim e cireașa de pe tort. Și înainte să dăm play piesei, poate mai povestim exact care e conceptul din spatele ei și ei, un pic, da, scurt, cum a fost la filmări. Sigur, drag. Ați înghețat la filmări? Am înghețat, da. Am prins două zile foarte friguroase, au fost zilele astea foarte friguroase din primăvară. Uh-huh. Am filmat la Cluj și la Sibiu. Acolo a fost chiar mai frig decât în restul țării și am folosit o tehnică de filmare care se numește time-lapse, când stai fix, actorul stă fix și camera se învârte în jurul. Era mai simplu pe calculator și... să... Se pare că nu. Sau au vrut să te chinui. Adică, da, băieții mei au vrut să mă chinuie, dar în scopul artei i-au spus, băi, așa iese bine, așa trebuie să facem. Și eu trebuia să stau nemișcat în câte un shot de ăsta de 15-20 de minute și ei să tot înainteze cu câțiva centimetri în jurul meu. Îți dai seama că fiind frigul ăla și așa peisajul era spectaculos, cu nori care treceau, cu lumini, dar am ajuns bocna acasă, mă mir că nu am răcit, probabil că m-a încălzit experiența pe dinăuntru, dar a fost foarte interesant. Cât a stat la filmări? Noi am crezut că o să filmăm 3 zile, de fapt am ajuns să filmăm 6 sau 7 zile, dacă nu chiar 8. V-a plăcut peisajul, lasă. Ne-a plăcut peisajul, exact, ne-a plăcut peisajul. Am ajuns să filmăm inclusiv pe blocul unde am locuit eu o perioadă în București, în complexul Edenia și uite, și salut pe oștii mei vecini de acolo, că au fost foarte înțelegători și ne-au suportat, pentru că în piesa asta ne-am jucat cu ideile astea de sus, jos, sus, jos. Și exact ca un roller coaster, știi? Uh-huh. Și aveam nevoie să filmăm lucruri de sus, inclusiv peisaje urbane. Ne-am dorit foarte mult să filmăm de undeva de sus, dar așa cumva mai neconvenționale. Și am zis, uite, pe un bloc normal, cum ar fi? Și mi-am adus aminte că blocul ăsta în care locuiam eu are așa o vedere foarte frumoasă de la etajele superioare. Mi-am dat seama că de pe blocul se va vedea și mai frumos.
A fost o super provocare să urcăm instrumentele acolo. Ne-am chinuit cu toba. Pe scări luată... Da, toboșarul nostru, Nunu, care e și mai corpulent, așa a zis, bun, bun, stați așa, toba reușind, dar poate nu reușesc să intru eu prin trapă. La urmă v-ați descurcat. Ne-am descurcat, am împins, am tras. A fost foarte ok, dar super experiențe. Ne-am provocat singuri. Aveți deja în plan o nouă lansare după piesa asta, până în album? Sau... Da, da. Undeva în luna septembrie vă deranjăm cu o altă piesă. Păi și să aici, albumul pe piesă. Albumul undeva prin octombrie-noiembrie. Mă, așa de mult. Și am zis, da. Lansați piesa, urmează și albumul, repede. Nu, păi vrem să mai scoatem cel puțin încă un single până la album. Asta înțeles. Da, 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 asta este. Nu, că tot vorbeam de Atomic TV, nu sunteți cu moda aia să faci o piesă acum pentru vară, o piesă, da, o piesă bumții, pentru bumții vară, cu fete dezbrăcate și... Da, nu, piesa asta este de vară, are așa un vibe foarte fresh și de vară, dar în felul nostru, cumva, avem și noi fete foarte frumoase acolo, bine, nu sunt dezbrăcate, că nu e genul nostru să punem fete dezbrăcate în videoclipuri. Chiar puteai să încerci la un moment dat, că apropo, noi, vorbeam de succes, mă rog, avem poate... La piesa Ce ți-aș face, pe care am filmat-o în vama, acolo toată lumea e dezbrăcată, că na, nici nu avea cum să fie. Dar eu cred că se poate face artă și cu senzualitate, nu neapărat cu sexualitate. Interesant mod de a pune problemele. Da. Se pare că dacă ești așa foarte discret în comunicare și nu bați insistent la ui și nu te duci, uite, sunt eu, am făcut, și nu dai comunicate agresive și nu cauți cancanuri, pierzi în lumea asta? Depinde. Eu cred că este o linie de mijloc aici. Nu un pic mai aproape că asta. Eu cred că e o linie de mijloc aici undeva. Multă lume ne-a sfătuit să facem lucrurile astea. Într-adevăr, ne-am ținut departe. Din cauza asta am și dispărut de pe media o bună perioadă de timp. Nu ne-am regăsit în cancanuri, nu ne-am regăsit în toate jocurile de genul ăsta. Într-adevăr, asertiv trebuie să fii. Insistent trebuie să fii. Trebuie să spui ceea ce vrei să faci cu arta ta și să o transmiți peste tot cu bucurie și cu energie pozitivă. Dar nu trebuie niciodată să faci ceva care nu te reprezintă. Eu mi-am dat seama că, de fapt, totul nu vrește de compromisuri. Știi? Dar, de fapt, nu trebuie neapărat să faci compromisuri. Trebuie să ai idei. Să fii creativ. Atunci când te duci după o idee care nu-ți place, aia se numește compromis. Dar când găsești o idee ca muzica ta să ajungă la foarte multă lume, aia deja este creativitate, aia nu mai este compromis. E cu totul și cu totul altceva. Și cred că despre asta este vorba. Dar ne-am obișnuit prea mult să credem în compromisuri, în căi îmbătătorite și nu mai căutăm altele. Nu acuz pe nimeni, pentru că și noi am căzut în chestia asta și poate de multe ori o mai facem. Eu cumva un mecanism al jobului ăstuia, știi, să mergi pe niște căi, lucrezi cu un PR care spune, uite, dumne, asta funcționează. Dar vezi tu, la muzică nu funcționează ce funcționează în marketingul altor produse, pentru că muzica este, cum spuneam, unică, fiecare artist este unic. Chiar dacă... un produs emoțional. Exact, este un produs emoțional, este un produs de suflet, e un produs care ajunge la emoțiile oamenilor și nu prea poți să compari. De asta se spune că în muzică nu prea poți să faci comparație, că ăla e mai bun sau ăla e mai puțin bun, dar poți să faci niște comparații tehnice. Dar din punct de vedere al artei, e pur și simplu ce te atinge, ce nu te atinge, ce te face să vibrezi sau ce te lasă rece. Despre asta este vorba. Și atunci poate ție îți place foarte mult ceva ce mie nu-mi place deloc. Și nu e nicio problemă. Poate să fie o chestie foarte valoroasă. E ok să fim diferiți. Și e foarte ok să fim diferiți. Să nu ne intersectăm pe toate punctele. Exact, exact. Despre asta este vorba. Preferințe. Da. Mă ceartă lumea că prelungim așteptarea cu videoclipul. Deci eu mai sunt și alții nerăbdători, dar o să vină și clipul în... Mă bucur că te ceartă pe tine și nu 5 pe minute. Păi, ai scăpat. Ascunde-te. De asta e bine să ai o gazdă, știi? Este, da, okay. Minunat. Foarte multă lume vă apreciază și văd că sunt și multe inimioare în live-ul nostru, ceea ce înseamnă că lumea, chiar dacă n-ați lansat un album sau n-ați fost o prezență constantă la radio sau TV, lumea nu vă uită și bănuiesc că la concerte oamenii se bucură să vă întâlnească. Se bucură foarte mult, dar să știi că toți ne spun, de ce nu vă mai auzim la radio, de ce nu vă mai vedem la TV, haideți mai des, fiți mai prezenți, și recunosc că au dreptate. Adică trebuie să facem lucrul ăsta și uite, de asta suntem și în seara asta aici.
să reîncepem cumva un drum hara, ca să spun așa. S-a încheiat o etapă și acum începem una nouă și eu mă bucur că oamenii nu ne-au uitat și ne așteaptă cu drag. În concerte suntem primiți cu foarte multă căldură de fiecare dată. Și sunt sigur că cu piesa asta nouă și cu albumul nou o să ajungem și la mai mulți oameni. Ce ți-a fost cel mai greu în ăștia 18 ani să faci, punct de vedere profesional? Păi, profesionalul are legătură tot cu energia personală, Teddy. Mi-a fost greu să mă accept eu pe mine, sincer, de foarte multe ori. Pentru că de multe ori am simțit că ceea ce se cere, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, și ceea ce eram eu, erau două lucruri complet diferite. Și toată lumea îmi spunea că trebuie să fac asta, dar eu simțeam că trebuie să fac asta. Și parcă aveam cumva mustrări de conștiință, indiferent ce făceam. Dacă făceam ce mi se spunea din zona profesională, simțeam că mă trădam pe mine. Dacă făceam pentru mine și bucuram doar așa o nișă de oameni și atât, simțeam cumva că parcă nu fac destul să fie trupa mai sus și să fim mai populari și mai prezenți. Dar în timp mi-am dat seama că popularitatea de fapt are legătură cu autenticitatea. În momentul în care ești autentic, ești tu, îți transmiți energia prin piese și o faci într-un mod constant și determinat, apare și popularitatea. E drept că ești tentat, știi, mai ales în lumea noastră ne comparăm în view-uri pe YouTube, în câtă lume se uită la noi, câte inimioare am primit ieri. Și avem senzația că mai mult înseamnă cu siguranță mai bine. Da, domnule, trupa a avut 10.000 de oameni la concert, trupa cealaltă a avut mai 7.000, deci aia cu 10.000 e mai bună. Nu neapărat, adică cantitate mai mult nu înseamnă neapărat și calitate mai mult. Poate să fie mai multă popularitate. Dar aici, într-adevăr, mai avem de lucrat, trebuie să devenim mai popular. De-aia, sincer, astăzi, în etapa asta, nu-mi doresc să devin popular așa degeaba. Îmi doresc să devin popular autentic. Vă place piesa noastră? E minunat. Dați-o mai departe, să află cât mai multă lume. Am ajuns, am reușit să ajungem la 1.000.000 de oameni. Sunt cât se poate de fericit. Dar nici nu vreau să forțez pe nimeni sau să-i bag piesa mea. E presiune cumva mai mare pe liderul unei trupe să performeze la indicatorii ăștia? Mult mai mare. Mult mai mare și este o lume extrem de dinamică. Dacă o trupă nu are succes astăzi, riști să-ți plece oamenii din trupă, să se ducă în altă parte, unde, știu eu, sunt plătiți mai bine sau unde succesul pare mai mare și așa mai departe. Adică te confrunți cu tot felul de fenomene de genul ăsta. Nu pot să ascund că de multe ori este extrem de dificil, pentru că trebuie să ții un echilibru între arta pe care o faci și business-ul pe care îl generează. Unii oameni vin în jurul tău de dragul business-ului și interesează doar atât și poate își fac treaba foarte bine, dar doar din punct de vedere al business-ului. Alți oameni sunt acolo alături cu sufletul și sunt interesați de arta pe care o faci și de mișcarea pe care o generezi. Și atunci trebuie să fii extrem de, nu știu cum să spun, ajungi să fii foarte complex la un moment dat. Știi? Este de fapt un antreprenoriat ăsta, dar în lumea artistică. Până la urmă are foarte multe variabile. Are ceea extrem ce faceți. De multe variabile, nu există o rețetă clară, oamenii sunt extrem de diferiți cu visele lor și mi-am dat seama că până la urmă peste tot și de fapt mai mult, mai ales aici, este vorba despre oameni. Un lucru de care eu sunt foarte mândru și mulțumit în trupa asta este că absolut toată lumea s-a simțit și se simte foarte bine în această trupă, care a ajuns ca o mai mare familie. Adică până și foștii colegi de trupă se simt bine când ne revedem. Și îmi dau seama că ăsta este rezultatul. Cu alte cuvinte, nu v-ați certat, v-ați trântit ușa? Da, chiar dacă am avut diferențe de opinii, îți dai seama, dar astăzi suntem bine și îmi dau seama că de fapt e vorba despre oameni. Oamenii îți generează succesul, cu ei împreună faci toate lucrurile frumoase sau din contră, strici toate lucrurile. Și atunci despre asta e vorba, din punctul meu de vedere. Frumos spus. 5 secunde și intrăm pe radio și urmează momentul ăla pe care îl tot așteptam să dăm drumul și piesei. În clubul de seară la Europa FM am promis un început de săptămână frumos alături de Flavius Buzilă, solistul trupei Hara, și asta pentru că ne-a fost dor de ei. N-au mai lansat de mult o piesă și sunt onorat că au ales să-și lanseze noua piesă Roller Coaster în clubul de seară la Europa FM. Care-i povestea piesei, foarte pe scurt? Ce vrei să... care ai vrea tu să fie lucrul care să rămână cineva care îți ascultă piesa? Eu aș vrea ca oamenii să înțeleagă că în viață totul este vorba de alegeri. Viața este un roller coaster, până la urmă, dar pe care ajungi să-l conduci tu dacă ești conștient de lucrul ăsta. Noi acolo în piesă
am spus foarte des în limba engleză, wake me up, trezește-mă. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba, despre o trezire la viață. Nu ți-e frică să spui treziți-vă? A zis-o și Madonna pe scena Eurovision și uite... Ne-a zis-o înainte, îmi pare rău. Ne-a zis-o, a făcut surpriza organizatorilor în momentul în care a urcat pe scenă. Și așa uite este. Că nu cred că dar este foarte bine acum. Dar n-are nicio legătură momentul Madonnei cu ce facem noi. Este un alt tip de trezire. Este un, cum să spun eu, momentul ăla în care te uiți la răsărit, de exemplu, cu persoana iubită. Momentul ăla în care stai în ploaie când toată lumea fuge și nu vrea să se ude ca să nu-i se ude costumul sau cravata. Știi, sunt câteva momente de-astea pe care în prima fază le privești cu frică, dar în momentul în care le trăiești, parcă simți așa ceva ce n-ai mai simțit niciodată și ți-e greu să descrii. Despre asta este vorba și în piesa asta, pentru că, până la urmă, cel mai mare motor sau ceea ce dă roller coaster-ul ăsta al vieții este iubirea și ea de multe ori te duce în jos, știi? În sus și în jos. Te dă, cum am spus noi acolo, îți dă mintea peste cap. Dar până la urmă, îți dă mintea peste cap tocmai ca să vezi viața dintr-un cu totul alt unghi, dintr-o tot altă perspectivă. Dacă greul ăla știi să-l vezi la un moment dat ca pe oportunitate, ca pe o perspectivă și nu neapărat ca pe un greu, lucrurile se schimbă. Bun, hai să schimbăm lucrurile cu noua piesă Hara Roller Coaster în premieră în clubul de seară la Europa FM. Flavius, super. Mulțumesc din suflet pentru că am fost împreună. Am simțit foarte bine aici în clubul vostru. Abia aștept să revenim și sper să, de fapt știu că oamenii să se bucure de piesa noastră. Așa să fie. Uitați-vă și la videoclipul, vedeți în premieră absolută pe pagina de Facebook Radio Europa FM în acest moment. Clubul de seară cu Toader Păun la Europa FM. Wake me up with the sunrise. I wanna feel like life is beautiful. Wake me up in the pouring rain. I wanna feel alive, life is beautiful. Ma, ce frumos, cum mă dai de sus până jos, dar îmi dai mintea peste cap. Fetele. Wake me up, all you dreamers. I wanna thank you all. Life is beautiful. For the lonely ones, I wanna share my love. Life is beautiful. Ma, ce frumos, nu mă dai de sus până jos, dar îmi dai mintea peste cap, roller coaster. Ma, ce frumos, nu mă dai de sus până jos, dar te-ai urcat în mintea mea și mă dăști. Ha, ha, hai, te-ai urcat în mintea mea, îmi spun fetele.